2 ani de vechime pentru viitorii disponibilizați. Săptămâna trecută s-a stabilit ca viitorii disponibilizați să beneficieze de venit de completare. Mai exact, cei care vor părăsi sistemul și nu îndeplinesc condițiile de pensie vor beneficia 2 ani de zile de anumite sume de bani, dar această perioadă li se va adăuga la vechime. Dacă vorbeam la începutul acestui an de o vizită la minister, respectiv de prima întâlnire care am avut-o cu domnul ministru, și una din problemele mari ridicate la minister a fost acest venit de completare. Pot să spun că am început cu dreptul acest an. Această problemă a fost rezolvată. S-au făcut demersuri de către noi, de către partea socială, începând de la prefectură și toate ministerele de resort, Ministerul Muncii, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, și, după cum ați observat și dumneavoastră, INSE-ul ne-a reclasificat în rândul operatorilor economici care beneficiază de aceste venituri de completare, anulând astfel efectele acelei ordonanțe de urgență numărul 29, prin care nu eram clasificați în rândul acelor operatori economici. E un lucru benefic pentru lucrătorii din Societatea Națională de Închideri, având dreptul la aceste venituri de completare. Anul trecut, disponibilizații care au părăsit sistemul nu au beneficiat de aceste prevederi, însă, potrivit oficialilor Societății de Închideri, există posibilitatea ca anul acesta să mai fie persoane care să nu îndeplinească condițiile de pensionare, astfel că noile reglementări vin în ajutorul acestora. Pentru minerii care nu au toate condițiile de muncă îndeplinită, respectiv acei 20 de ani de grupă specială, în condițiile în care au 17 ani, 18 ani de condiții speciale, acei 2 ani de zile de venit de completare, până la 2 ani de zile venit de completare, intră și în categoria grupei speciale, se consideră grupă specială și va putea beneficia de o ieșire la pensie la vârstă de 45 de ani cu 20 de ani de subteran. Cu siguranță o să avem astfel de cazuri. Noi deja lucrăm la sucursalele din subordine cu directorii și resursele umane pentru a face câteva date estimative cu privire la primele disponibilizări, la cei care vor beneficia de veniturile de completare, pentru că aceste venituri de completare în mod deosebit avantajează și personalul indirect productiv, personalul de suprafață, parte de TESA și birouri care oricum nu puteau să facă condițiile de subteran până în 2018 și atunci li se acordă o perioadă de protecție socială mai mare, cel puțin o perioadă de 2 ani de zile în care pot să-și găsească un loc de muncă sau să se reorienteze profesional. Noi am anticipat și acest lucru și chiar dacă acest venit de completare nu s-a putut acorda în cursul anului trecut, toți disponibilizații care au plecat de la noi au plecat majoritar din partea de subteran și majoritar care au avut condițiile de pensie îndeplinite, așa că efectul acestui venit de completare n-a fost major în perioada anterioară. De anul acesta se punea problema, având în vedere că numărul de disponibilizați preconizat pentru acest an este mult mai mare. Noile reglementări vin în urma ședinței de guvern de săptămâna trecută, atunci când Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului a fost cuprinsă în lista Institutului Național de Statistică.